În legătură cu informațiile apărute în spațiul mediatic și pentru a nu aduce denigrarea imaginii Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului, solicit să-mi acceptați cererea de demisie începând cu data de 2 decembrie 2021. Așadar, joi dimineața, avocata poporului Natalia Moloșac și-a depus cererea de demisie în Parlamentul Republicii Moldova. Se întâmplă la numai 2 luni de când, tot prin votul parlamentarilor, Moloșac a fost numită în funcție. Decizia de a se retrage vine după ce, cu doar o zi în urmă, în cadrul unei conferințe de presă, Moloșac declara cu totul altceva. Voi precăuta posibilitatea prezentării demisiei din funcție. Dar după ce se va finaliza acest control, demisia mea nu va ține de ceea ce a apărut în spațiu public. Avocata poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu, dar și alți 30 de angajați din cadrul oficiului avocatului poporului au venit cu o solicitare către legislativ, în care cer luarea măsurilor pentru restabilirea încrederii instituției. Încercarea de a prezenta lucrurile în atare manieră este un gest de disperare pentru a sustrage atenția opiniei publice de la adevăratele abateri pe care le-a comis domnia sa prin implicarea unei persoane neangajate oficial, nu doar în activitatea instituției, dar și în luarea unor decizii importante referitoare la aceasta. Natalia Moloșac s-a discreditat în totalitate și prin orice zi de activitate în funcția de avocat al poporului îi aduce instituției grave prejudicii de imagine. Aceasta nu doar a implicat oficiul avocatul poporului într-un imens scandal, dar a afectat încrederea oamenilor în Institutul Avocatul Poporului, care trebuie să fie unul total independent de orice influențe și ingerințe din exterior. Ori prin oferirea asistentului său cu antecedente penale a posibilității de a lua decizii din numele său, Natalia Moloșac a neglijat în cel mai sfidător mod unul dintre principiile de bază a funcționării unei instituții naționale pentru drepturile omului. Prin admiterea ca persoane străine să intre în penitenciare, avocatul poporului a compromis și Consiliul pentru Prevenirea Torturii, al cărui președinte este Natalia Moloșac. În declarație se mai arată că de la venirea lui Moloșac în funcția de avocat al poporului, în instituție s-ar fi instalat o atmosferă de hărțuire, suspiciune și neîncredere, motiv pentru care unii funcționari și-au dat demisia. Semnatarii au menționat și despre declarațiile Nataliei Moloșac, precum că au fost semnalate mai multe carențe administrative, abateri grave de la evidența contabilă a bunurilor instituției, inclusiv lipsa unor bunuri donate cu titlu gratuit de către organizații internaționale. Rezultatele inventarierii la care a făcut trimitere Natalia Moloșac nu au cum să ateste derapaje pentru că instituția a trecut prin controale realizate de Curtea de Conturi și Inspecția Financiară în 2018 și 2019. Considerăm că Natalia Moloșac a demonstrat prin acțiunile și declarațiile sale că nu poate și nu are dreptul să fie avocat al poporului, funcție care implică competențe excepționale, calități morale deosebite și reputație ireproșabilă. Dimitri Godoroc, personajul aflat în preajma avocatei poporului demisionară, de la care a pornit tot scandalul și care a fost anterior condamnat pentru proxenetism, a venit cu o reacție la cele întâmplate într-un live pe Facebook. Nu cred că prezența mea a afectat într-un fel sau altul imaginea oficiului avocatul poporului. Și nu cred că ea merită demisia. Eu nu am avut acces la nicio informație, nu m-am implicat la niciun dosar, cereri, petiții, nu. Eu pur și simplu am fost prezent. Acesta mai spune că potrivit legii ar fi avut tot dreptul să se angajeze în cadrul oficiului avocatului poporului, întrucât nu mai are antecedente penale. Cândva poate am greșit cu ceva, dar niciodată nu am fost proxenet, nu am practicat această meserie sau, mă rog, da, a fost video chat online. Informația potrivit căreia Dimitri Godoroc, condamnat în 2017 pentru proxenetism, activează în cadrul biroului avocatului poporului, a apărut acum 3 zile pe blogul lui Eugen Lucianiuc. Ulterior, mai multe instituții de profil și actori politici au cerut demisia Nataliei Moloșac.